La Mănăstirea Nicula au început astăzi cursurile de formare duhovnicească dedicate clericilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Anul acesta, cursurile se vor desfășura în două serii, în perioada 4-7 aprilie la Mănăstirea Nicula, iar în perioada 11-14 aprilie la Mănăstirea Rebra Parva. Cursurile au început cu un tedeum oficiat în Biserica Nouă a Mănăstirii, în prezența înalt preasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului și a preoților cursanți. Apoi, ierarhul a subliniat calitățile duhovnicești pe care clericii sunt datori să le aibă. Întâi de toate, preotul trebuie să-i primească pe toți, tineri și bătrâni, bogați și sărați, bisericoși și mai puțin practicanți, credincioși și necredincioși, pe toți să-i primească, pentru că cei ce locuiesc în parohia lui, toți i-au fost încredințați de Dumnezeu. Așadar, întâi de toate, trebuie să-i primească pe toți. Apoi, trebuie să iubească pe toți. Zice Domnul Iisus Hristos, tot în Evanghelia după Ioan, în capitolul 15, să vă iubiți unii pe alții precum eu v-am iubit. Măsura iubirii lui Hristos este absolută. Dacă în Vechiul Testament se cere ca să îl iubești pe semenul tău ca pe tine însuți, Mântuitorul ne cere să iubim pe ceilalți mai mult decât pe noi înșine, până la jertfă. Așa să vă iubiți unul pe altul precum eu v-am iubit. Cursurile vor fi susținute de profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Se reiau cursurile de îndrumare duhovnicească pentru preoți din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Aceste cursuri s-au desfășurat de mai mulți ani de zile, cel puțin de 10 ani de zile. Din păcate, din cauza pandemiei, începând cu anul 2020, nu au mai putut fi organizate și ne bucurăm ca, începând de astăzi, să fie reluate aceste cursuri. Pentru început, în această săptămână, vor avea loc cursuri pastorale la Mănăstirea Nicula, și aici vor participa preoții de la parohiile din județul Cluj. Scopul acestor cursuri este acela ca preoții participanți să deprindă însușiri și calități și aptitudini de pastorație și de artă a duhovniciei, încât să fie în măsură să îndrume pe credincioși pe calea mântuirii și să impulsionăm în acest fel viața parohiilor noastre. În cele 4 zile de curs, preoții vor participa la programul liturgic al mănăstirii, vor audia referate tematice și vor discuta subiecte de actualitate cu părinții profesori.